Vești bune pentru o anumită categorie de români. Ar trebui primi o sumă importantă de bani de la stat. Descoperă care sunt persoanele care pot încasa 250 de euro și care sunt condițiile, ce trebuie îndeplinite pentru a intra în posesia acestei sume. Anunț extrem de important pentru o categorie de români. O parte dintre aceste persoane vor beneficia de un ajutor consistent de la stat în valoare de 250 de euro. Despre ce ajutor este vorba și ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a intra în posesia banilor, vei afla imediat. Ei bine, statul vine în ajutorul familiilor cu copii. Suma de bani urmând a fi folosită cu scopul de a achiziționa un calculator nou. Dacă până acum statul oferea un ajutor de 200 de euro, suma s-a majorat la 250 de euro. Ba mai mult, guvernul a decis să acorde bani fiecărui copil din familie, nu doar unuia singur, așa cum se întâmpla până acum. Prin acest proiect se urmărește ca fiecare micuț să aibă propriul calculator. Există însă și o condiție. Fiecare dintre aceștia trebuie să fie elev sau student în învățământul de stat sau particular și să aibă până în 26 de ani. Ajutorul este valabil și pentru elevii orfani, cei care provin din familii monoparentale sau cei cu deficiențe produse de boli. O altă condiție importantă care trebuie luată în considerare este ca familia din care provin copiii beneficiari să aibă un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 50% din valoarea salariului minim brut la nivel național, adică maximum 1500 de lei. În săptămânile următoare, proiectul de lege va ajunge în Parlament pentru a fi adoptat. Ulterior, el va ajunge pe masa președintelui pentru a fi promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Abia apoi va putea fi aplicat, relatează Playtech.ro.